Cu cât startul răturului de campionat în Liga A3 a Treia e mai aproape, cu atât și pregătirea jucătorilor e mai intensă. Lotul de la Vântul Regina a încheiat o săptămână grea, în care antrenamentele fizice au fost completate cu două partide amicale, în care antrenorii au testat forma fizică și evoluția în teren a sportivilor. Cele două meciuri foarte bune. Primul meci cu echipa de Republican, unde băieții au jucat foarte bine și au făcut datoria, au alergat foarte mult, au avut atitudine. În schimb, în al doilea meci au uitat să mai joace, au crezut că dacă sunt pe primul loc, nu mai trebuie să, să alerge, nu mai trebuie să. Să facă, să facă, ceea ce trebuie pe, pe, teren și atunci, în consecință, cei de la Mircuri Aciu ne-au pedepsit cu un 4-0 sec fără drept de apel. Din punct de vedere fizic, pregătirile merg foarte bine, este de părere antrenorul principal al reghinenilor. Stăm bine, la pregătirea fizică stăm bine, suntem în grafic, au fost ceva probleme de atitudine, de știu eu, ceva probleme tactice, dar nu e nimic grav, se, se pot remedia, mai avem timp suficient, ne pregătim bine, știm ce avem de făcut, sper că, sper că la ora primului meci să, să fim bine din toate punctele de vedere. De luni, 8 februarie, lotul a intrat în cantonament la o bază sportivă din Reghin, așa că în zilele următoare, jucătorii își vor intensifica pregătirea fizică. Pe această cală țin să mulțumim uh, Consiliul Local, primăriei, fiindcă chiar l-am pus la dispoziție condiții foarte bune de, de pregătire. Acum facem un cantonament de o săptămână aici în Reghin, cu două antrenamente uh, fizice, intense și sperăm să acumulăm cât mai mult și ca să ne prindă bine în timpul campionatului. Startul returului în Liga a treia de fotbal este programat pentru primul sfârșit de săptămână din luna martie. În primul meci oficial, etapa cu numărul 14, liderul seriei Avântul va întâlni în deplasare Fece Zalău, ocupanta penultimului loc.